Știți, domnul Stan? Președintele Traian Băsescu, de când vreau să-l întâlnesc. Nu dați! Stați jos, domnul Stan. Ați venit cu laptopul dumneavoastră. Pregătit ca întotdeauna, domnul Grecu. Pregătit. Poftiți. Pare rău că nu e domnul Gâdea aici. Și pentru că l-am întâlnit pe domnul președinte Traian Băsescu, atenție mare, aer în piept, stimați telespectatori. Am failurile pregătite aici, domnul Grecu. Președintele Traian Băsescu. O să vă dau o declarație, domnul Grecu. Vă rog. A domnului președinte Traian Băsescu. Da. Din 4 mai. Da. Din comuna Certeze, Maramureș. S-o auzim. Aer în piept, stimați telespectatori. Multă sănătate fiecăruia dintre dumneavoastră. Să fie sănătoase animalele care pleacă la munte, să dea lapte că trebuie, să facem brânză și să o mâncăm cu roșii. Să mă bine! Cum e, domnul președinte? Știi ce era? Era plecarea oilor la munte. Da, am înțeles, dar cum e? Cu roșioare, cu brânzică, mâncați, vă place? Eu știam că domnul Becali mai deservește așa o brânzică. O altă întrebare, domnul președinte. Dacă ați naufragia, dacă ați scăpat dintr-un naufragiu, de pe un vapor pe care se află toți politicienii români și ajungeți pe insulă, alegeți 3 nume care să vă însoțească pe această insulă pustie și cu care să trăiți până la adânci bătrâneți. Atenție mare aici. Aer în piept. Domnul Stan, nu spun. Credeam că spuneți că vreți să meargă domnul Gâdea, domnul Cristoiu și cu mine. Vă dați seama, pe insula aia singurii 3 jurnaliști și singur om politic. Ce campanie! Foarte tare. Domnul președinte Traian Băsescu, vreau să vă ofer acest laptop. Pentru că eu nu mai am ce face cu el. Dacă veți ieși dumneavoastră președinte, o să întrebați că unul mai mare. Iar dacă este domnul Joană președinte, nu mai trebuie deloc. Așa că... Mulțumesc pentru cadou, domnul Stan. Mă scuzați dacă vă deranjez. Dar să știți că am venit la dumneavoastră cu cerere de încadrare pe funcția de dublură a dumneavoastră la Cotroceni. Pentru că m-am gândit... Stai să eu aprob, că o să meargă el în campanie și mă duc direct la Cotroceni. Asta voiam să vă spun. În timp ce plecați în campanie, o să rămân la Cotroceni. Nu, invers. Invers, adică nu, place invers, adică destul. 5 ani de zile am jucat rolul de președinte în emisiunile de umor, așa că mai am o rugăminte mare la dumneavoastră. Aveți grijă ce faceți la alegerile prezidențiale, că eu pe vapor nu mă sui nici mor. Aveți fixul, aveți cererea, nu mă lăsați fără servici. Aplauze pentru președintele României, domnul Traian Băsescu.